Stimați reprezentanți mass media, onorați oaspeți, stimați colegi, astăzi laboratorul virusologic din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică s-a înnoit cu un echipament nou, astfel cu ajutorul și cu suportul Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății am recepționat acest influențator modern care va permite realizarea tuturor metodelor de diagnostic necesare pentru identificarea atât a infecției COVID cât și altor infecții. Astăzi avem alături de noi Ministra Sănătății, doamna Alana Mirenko, Excelența sa, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Ioannis Mazeix, Coordonatorul rezident a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, domnul Simon Springhet, și doamna reprezentant de țară Organizației Mondiale a Sănătății, doamna Liliana Grânci. Doamna ministru, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, stimați doamne ambasador, reprezentanții ai Organizației Națiunilor Unite și Organizației Mondiale a Sănătății. Datorită eforturilor depuse de către dumneavoastră, zi de zi, Moldova a putut beneficia de un efort, de un suport extraordinar în lupta sa contra pandemiei. Și iată, avem astăzi acest echipament unic pe care îl așteptăm de foarte mult timp, în sensul ca să ajungem și noi, Republica Moldova, să fim capabili să realizăm această secvențiere atât de necesară în monitorizarea pandemiei. Deci, pe lângă vaccinare, cunoaștem cu toții că secvențierea virusului SARS-CoV-2 este foarte importantă, deoarece în fazele incipiente ale maladiei, ancheta epidemiologică era destul de importantă pentru ca să stabilim circulația virusului, transmisibilitatea, viteza lui de transmitere, ceea ce pe parcurs s-a demonstrat că este foarte puțin, deoarece virusul SARS-CoV-2 deja a pătruns în fiecare comunitate, absolut în toate țările, și are cu totul un alt comportament. Secvențierea genomică, de fapt, oferă o alternativă de monitorizare în timp real a dinamicii transmiterii virale, deoarece identifică unele secvențe care agregă împreună în clustere și corelează datele lor clinice și epidemiologice. Acest virus este unul dintre cele mai mari amenințări cu care s-a confruntat lumea modernă. Și la nivel mondial se depun eforturi considerabile pentru ca să secvențieze toate tulpinile SARS-CoV-2, pentru ca să se identifice atât originea virusului, a surselor de proveniență a epidemiilor în diferite regiuni, și anume dinamica transmiterii intracomunitare, care este foarte importantă. Aș zice, este crucială pentru lupta care trebuie dusă împotriva acestui virus. Menționez că implementarea sistemului de supraveghere prin secvențiere genomică a virusului SARS-CoV-2 la nivel național va fi gestionată de către Agenția Națională de Sănătate Publică, de asemenea în colaborare cu alte instituții de cercetare internațională și de asemenea cu suportul comunității academice științifice de la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Acest mecanism va furniza informații de importanță majoră, deoarece cunoaștem cu toți că acest virus face parte din categoria virusurilor ARN și ele au o tendință de a acumula erori pe măsură ce se replică și poate acumula mai multe mutații într-un timp foarte scurt, de exemplu într-o lună. Obiectivele cele mai importante pe care le ne punem în față, împreună cu sosirea acestui echipament și implementarea lui în Republica Moldova, este să identificăm caracteristicile SARS-CoV-2, să monitorizăm transmiterea și răspândirea lui geografică, de asemenea să monitorizăm evoluția pandemică aici la noi. Și aș vrea să precizez că furnizarea acestui echipament este foarte importantă nu doar în contextul pandemiei COVID-19, dar el ulterior va fi utilizat și în alte domenii, cum ar fi biologia evolutivă, metagenomică, medicina legală. Pe această cale adresez înalte aprecieri Uniunii Europene, Organizației Mondiale a Sănătății, Organizației Națiunilor Unite pentru acest suport
Și reiterez faptul că angajamentul domniilor voastre ne ajută foarte mult să creăm împreună, într-adevăr, un sistem mult mai puternic de sănătate în Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult și, de asemenea, mulțumim pe această cale fiecărui contribuabil din țările Uniunii Europene care și-au adus aportul pentru a susține cetățenii din Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim, doamna ministru. Permiteți-mi să ofer cuvântul excelenței sale, ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, domnului Ianis Mazieț. Excelențe. Dear Mr. Nemirenko, dear Ms. Garbici, dear UN representative, dear colleagues, I am glad to be here today with you for the handover of this important equipment for the health system of the Republic of Moldova in the context of COVID-19 pandemic. The EU supports the Republic of Moldova in combating the COVID-19 pandemic. The equipment delivered with the support of the EU and our partners from the World Health Organization is a concrete example in this sense. The equipment was procured by the World Health Organization from the funds allocated by the EU within the bilateral project EU for Moldova, Sustainability of the Health System. The sequencing analyzer, which identifies new COVID-19 strains, was already installed in the main laboratory of the National Public Health Agency. And as it has been mentioned, the total value of this equipment is 400,000 euros. This equipment is indeed very important for the national health system in the context of the pandemic, as it allows for rapid assessment of the presence of new strains of COVID-19 on the territory of the Republic of Moldova. The European Union provides continuous support to the Moldovan health system, and it does through various projects, three projects. All of them are co-funded and implemented by our WHO partners. First, the bilateral project EU for Moldova, Sustainability of the Health System, aims at strengthening the national capacity to respond to the COVID-19 public health emergency, as well as strengthening the management of essential health services delivery and their resilience. Second, the regional EU-WHO action supports the deployment of COVID-19 vaccines and vaccinations. So? Oh, no, this is okay. I didn't realize you were going to come. Prezent la această ceremonie de transmitere a echipamentului, un echipament foarte important pentru sistemul de sănătate în Republica Moldova, după această pandemie COVID-19. Este vorba de acest secvențator care reprezintă un sprijin cu ridicatul unui imunitării către Republica Moldova pentru a combate pandemia de COVID-19 în pandemia. Acest echipament este oferit de Uniunea Europeană în parteneriat cu partenerul nostru, Organizația Mondială a Sănătății. Bineînțeles, Organizația Mondială a Sănătății, împreună cu fondurile oferite de Uniunea Europeană, implementează un șir de proiecte în Republica Moldova. Acest echipament este oferit în cadrul proiectului EU for Moldova, pentru un sistem de sănătate în Republica Moldova care este sustenat. Cum ziceam, secvențatorul acesta este un echipament foarte important care poate să detecteze tupiu noi ale virusului care este instalat aici în laboratorul Agenției pentru Sănătate Publică a Republicii Moldova. S-a menționat deja că valoarea totală acestui echipament este 400.000 de euro. Acest echipament este calculat foarte valoros și important pentru sistemul de sănătate al Republicii Moldova, atât pentru perioada pandemică, pentru că permite evaluarea foarte rapidă a noilor tulpini, dar și pentru, va fi util și pentru alte obiective ale sistemului de sănătate. Uniunea Europeană oferă sprijin continuu Republicii Moldova și consolidării sistemului de sănătate Republica Moldova și implementează în acest sens trei proiecte majore, care sunt cofinanțate și implementate cu partenerul nostru, Organizația Mondială a Sănătății. Primul proiect se referă la susținerea unui sistem de sănătate sustenabil în lupta acestea și în capacitatea acestea de a face față pandemiei COVID-19, dar în general și ține să consolideze serviciile și prestarea serviciilor de sănătate și rezilianța acestea. Un al doilea proiect susținut de Uniunea Europeană este
asigurarea cu vaccinul și procesul de imunizare. And finally, yet importantly, thanks to the well-known Solidarity for Health regional initiative, the European Union donated ventilators, oxygen concentrators, personal protective equipment and tests as part of the Team Europe package. The European Union and the entire Team Europe will continue providing support to the medical personnel on the front line, as well as to all citizens of the Republic of Moldova. The pandemic is not over, and that's why I encourage everyone to get vaccinated, strictly respect the rules, keep physical distancing and use the face mask correctly, so that this equipment can be used for other things rather than COVID-19. Because only through vaccination we will manage beating the coronavirus and returning to normal lives. And thank you very much. Și al treilea proiect este acea platformă regională sau inițiativă regională Solidaritate pentru Sănătate, Solidarity for Health, care a venit să ofere un soi de echipamente de protecție personală și teste ca parte a pachetului. Atât Uniunea Europeană, cât și echipa europeană este alături de personalul medical al Republicii Moldova, care se dă în primul linie, dar în același timp alături de toți cetățenii Republicii Moldova. Pandemia încă nu s-a încheiat, de aceea eu încurajez pe toată lumea să se vaccineze, să respecte toate regulile respective și de asemenea să poarte măștile, să respecte distanța fizică. Și respectiv, dacă toată lumea se va vaccina sau prin intermediul vaccinării, noi vom putea să combatem acest virus, coronavirus, și respectiv să folosim aceste echipamente pentru altceva decât detectarea virusului. Mulțumim, Excelență! Acum permiteți-mi să ofer cuvântul coordonatorului rezident a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, domnului Simon Spindler. Thank you very much, Director. I would like to thank the National Agency for Public Health and indeed the Ministry of Health for the huge amount of support and solidarity given by the government to the Development Department community. Mulțumesc, domnule director, și aș vrea să mulțumesc pe această cale MSP, doamnei ministru și Ministerului Sănătății pentru tot acest volum enorm de susținere și solidaritate cu comunitatea internațională. I think many times we're used to talking about partners supporting with masks or protective clothing. What we seldom see is a lot of the behind-the-scenes support, so the support to the laboratory technicians, the clinical support to the hospitals. Ceea ce se observă și despre ce foarte des se menționează este susținerea oferită prin intermediul acordării măștilor, echipamentelor de protecție personală și mai puțin se vorbește despre acea susținere care nu se vede, pentru că este vorba de susținerea laboratoarelor, tehnicienilor în laboratoare și a spitalelor. I think throughout the pandemic, the European Union has been a fantastic partner in the Republic of Moldova, as well as Team Europe. Delivering everything from equipment such as this that enables the epidemiologist to really understand the trends, to clinical support, to respirators, and also, very importantly, huge amounts of financial support for the COVAX facility, which has been providing vaccinations to the Republic of Moldova. Și în această pandemie, Uniunea Europeană s-a dovedit a fi un partener fantastic în ceea ce ține pentru Republica Moldova și alături de echipa europeană, în ceea ce ține de oferirea de astfel de echipamente cum sunt acestea, care vor ajuta epidemiologii să depisteze tendințele în comportamentul acestui virus, dar de asemenea susținere din respectiv clinică cu respiratoare și altele. Un alt sprijin enorm a fost din partea Uniunii Europene, a fost pentru platforma COVAX, care a permis Republicii Moldova să beneficieze de vaccin. I would like to join the ambassador when he says that, you know, we really do need to all go out and get vaccinated. We have all of the tools we need, or most of the tools we need. We have a lot of the supplies and the equipment, but what we really need is community engagement. So vaccinate yourself, protect your family, protect your community. Vaccines work. De aceea eu mă alătur îndemnului domnului ambasador să vă vaccinați, pentru că noi la moment dispunem de cele mai multe instrumente pentru aceasta. Avem toate
toate lucrurile necesare, toate consumabilele, toate echipamentele necesare. De aceea, prin vaccinare puteți să vă protejați familiile, comunitățile. Vaccinurile funcționează, de aceea vaccinați-vă. Vă mulțumim. Și acum permiteți-mi să ofer cuvântul reprezentantului de țară Organizației Mondiale a Sănătății, Republica Moldova, doamna Milena Gărbici. Mulțumesc mult, Madam Minister, Excellency Ambassador, domnule director, resident coordinator. For me, it's also a great pleasure to be here as detecting and sequencing SARS-CoV-2 is key component of pandemic management and response. Este o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici. Și, într-adevăr, testarea și secvenționarea virusului SARS-CoV-2 este foarte important în gestionarea și utilizarea resurselor în acest sens. With the support of the European Union, WHO has procured this 400,000 grant system, GeneXus system, which comes with consumables, and it will be at the disposal of the national network of laboratories. Cu ajutorul Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, noi am reușit să oferim Republicii Moldova acest echipament, care valorează 400.000 euro, un echipament GeneXus, care include și consumabile, care vine să susțină întreaga rețea de sănătate a Republicii Moldova. This is the next generation automated system that delivers results in just one day, in a single day. But it also helps sequencing, as it was mentioned by the ambassador. Sequencing will help us understand disease distribution and spread, geographic distribution and evolution of the disease. Da, acest sistem este un sistem de următoare generație, de nouă generație, un sistem automatizat care permite obținerea rezultatelor testelor în aceeași zi, deci într-o singură zi. Și cum a menționat și domnul ambasador, secvenționarea este foarte importantă din perspectiva înțelegerii cum se distribuie această boală, cum evoluează virusul și tot așa. So what else this can do? It can help us identify types and subtypes of viruses, and it was well mentioned, it's not only for SARS-CoV-2, it can serve us to detect other viruses as well. Și acest echipament poate ajuta la identificarea tipurilor și diferitor subtipuri ale virusurilor și cum a fost menționat, depistează nu doar SARS-CoV-2, dar și alți virusuri. You know, a major challenge for experts, for microbiologists and virologists, is to predict evolution of viruses such as SARS-CoV-2. And this equipment will help us understand and know about variants. Mare provocare este a microbiologilor, virusologilor, este să înțeleagă și să poată să prezică evoluția virusurilor. Iată, acest echipament ne va ajuta să înțelegem și să prezicem cum virusii vor evolua. Let me please remind that this is not the first support and donation of the European Union to Republica Moldova. In this area of building laboratory capacities, when we look back in 2020, in February, Republica Moldova received PCR tests, and at the beginning it was one laboratory who was performing a SARS-CoV test. Thanks to the donation of the European Union and the WHO also contribution, five more laboratories were equipped fast enough. Și vreau să vă amintesc că aceasta nu este primul sprijin sau donație oferită Republicii Moldova de către Uniunea Europeană pentru a consolida capacitățile laboratoarelor din Republica Moldova. În 2020, când a izbucnit pandemia, Republica Moldova a beneficiat din partea Uniunii Europene de teste PCR, care erau făcute într-un singur laborator. Un singur laborator putea detecta SARS-CoV-2, dar grație susținerii Uniunii Europene și contribuției din partea OMS, au mai fost echipate încă 5 laboratoare relativ rapid. And now we will have 4 more laboratories who will use this equipment in Soroka, in Comrat, in Edinet, și
Și datorită acestui echipament, încă 4 laboratoare vor putea beneficia de utilizarea lui. Este vorba de laboratorul din Soroca, Conrad, Jedinec și Căușin. At the beginning, laboratories could perform few hundreds of tests. Nowadays, and with this equipment, it will be more than 4,000 tests per day. La început, laboratoarele puteau prelucra aproximativ 400 de teste, câteva sute de teste pe zi, câteva sute, iar acum, datorită acestui echipament, această cifră se ridică la aproximativ 4.000 de teste pe zi. WHO with Ministry of Health will keep on investing into building capacities of laboratory staff, bioengineering, development of sequencing strategy as well. Împreună cu Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății va continua să consolideze capacitățile personalului din laboratoare, a bioinginerilor și a tehnicilor acestor de secvenționare. And while I would like to congratulate you on getting this very, very important equipment that will help Republica Moldova in strengthening preparedness capacities and in building health system resilience, I would also like to join everyone here who calls for you to get vaccinated, to keep applying measures that we know work very well, and this is keeping physical distancing, this is wearing masks, and keeping hand hygiene and respiratory hygiene. Și vreau să vă felicit cu faptul că aveți, dispuneți de acest aparat foarte important, echipament foarte important în Republica Moldova. Și ceea ce va continua să consolideze reziliența sistemului de sănătate și pregătirea acestuia pentru a face față diverselor provocări. Și vreau să mă alătur și colegilor mei care au menționat că este foarte important ca toată lumea doar să fim vaccinați, pentru că aceasta este o măsură eficientă și totodată să respectăm celelalte măsuri care țin de respectarea distanței fizice, purtarea măștii și respectarea igienii mâinilor și respiratorii. Succes! Mulțumim, doamna Grbici. Permiteți-mă încă o dată să mulțumesc Uniunii Europene, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Națiunilor Unite, Ministerul Sănătății pentru tot acest suport și echipament și urmarea unui training a personalului. Sperăm cât mai rapid să-l punem în funcțiune pentru a face testele. Vă mulțumim încă o dată. Thank you. Vizierea Republica Moldova este așteptat foarte de mult. Este interesant și este foarte o importanță la nivel internațional și pentru alte investiții. Dar odată cu pandemia și cu solicitările de a avea în seară posibilitatea de a fi vizier, deci a apărut această necesitate și cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și Uniunii Europene, acest vis a fost împlinit. Și acum sperăm că și în Republica Moldova să avem posibilitatea de a efectua secvențierea și pentru a putea monitoriza copiile circulante, atât cele din remunerare și interes, cât de copiile, mutațiile care pot apărea și în Republica Moldova. Deci, acest aparat este unul care se caracterizează printr-o simplitate și un sistem care împlinește mai multe proceduri care până la moment au fost efectuate cu alte aparate. Deci, acum, prin utilizarea acestui aparat, vom putea avea deci, toate datele și obținerea rezultatelor într-o singură zi, deci de la identificarea cazurilor suspecte COVID-19. Este un echipament ușor de utilizat și simplu, deoarece deci, avem un singur un contact pentru a-l porni, a accesa, a procesa și avem doar 10 minute pentru a încărca aparatul cu toate reacțiile necesare, data de utilizare, pentru a fi inițiată procedura. Deci tot lucru este, poate fi infectat de la un calculator, deci care poate să fie prezent și în lângă aparat, care ne permite să accesăm serverul și să programăm cele probe care pot fi secvențiate. Deci este ușor de programat, deci sunt elaborate biblioteci care pe parcursul activității vor fi elaborate și de rezultatele obținute în cadrul laboratorului, care sunt selectate pentru a porni aparatul sau dacă nu sunt, atunci când nu sunt, sunt elaborate protocoale noi cu adăugarea în lista tuturor metodelor care pot fi efectuate cu aceste aparate. Deci doar după ce sunt programate
probele și metodologia, deci într-un singur contact cu aparatul, deci ne putem iniția această procedură. Știm din 19-20 de ori, cel modul 24, când avem deja rezultatele analizate, privind mutația care poate să fie în proba analizată. Deci acest echipament va fi la moment inițiat și totodată vor fi luat ordine de zi și recomandări, protocoale, care ne va ajuta să selectăm care probe să fie efectuate pentru determinații din țări, ca să putem acoperi toată Republica Moldova, inclusiv probele care vin, sunt importate sau exportate, pacienții gravi, și a elabora o bază de date la nivel internațional care va fi utilizată de toate țările și va fi importantă pentru a monitoriza circulația copiilor într-o țară în altă sau în teritoriul care este utilizat. Mulțumim! Thank you very much. Thank you. So we'd like to ask what did we do apart from some. Ability to analyze